O tânără din Târgu Jiu a produs un accident de circulație după ce a vrut să efectueze o manevră de întoarcere. Șoferița de 19 ani nu s-a asigurat, iar mașina pe care o conducea a fost lovită de un autoturism care circula regulamentar și un copil de 13 ani, care se afla pe scaunul din dreapta, a suferit leziuni. La fața locului s-au deplasat și pompierii cu un echipaj pentru descarcerare și un altul de la Smurt. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului s-a stabilit faptul că o tânără în vârstă de 19 ani din localitate, în timp ce conducea un autovehicul pe strada Slobozia din Târgu Jiu, nu a acordat prioritate de trecere în timpul unei manevre de întoarcere, intrând în coliziune cu un autovehicul condus de un bărbat de 31 de ani din Târgu Jiu. În urma impactului a rezultat rănirea a două persoane care au necesitat acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă.